Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Sunt prezent, se patruge consilier local, încercare online, doamna consilier botezatul Alina Gabriela, doamna consilier Sorochie Andreea și domnul Țaină Marian, lipsește domnul Ceangău. Ședința îndeplinește condițiile statutare pentru a funcționa. Se pune la urmă procesul verbal al ședinței anterioare. Cine, dacă sunt observații pe marginea procesului verbal de la ședința anterioară? Dacă nu, cine este pentru? Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor! Astăzi, în cadrul celei de-a 40-a ședințe din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, avem următoarea ordine de zi. Un număr de 7 proiecte, plus 2 proiecte pe lista suplimentară. Pe lista principală avem următoarele proiecte. Proiect de hotărâre la punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2023 la nivelul orașului Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova, economist Baciu Gheorghe. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării temei de proiectare și aprobarea documentației DALI pentru realizarea obiectivului investițional, modernizarea sistemului de iluminat public al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 3, proiect de hotărâre, actualizarea geometriei imobilului teren proprietate publică a orașului Slănic Moldova, cu numărul de carte funciară 663035, pentru implementarea obiectivului de investiții, lucrări de intervenție în primă urgență, punere în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu în orașul Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 4, proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren situat în Slănic Moldova, strada Mihalache Spiridon numărul 39, proprietatea Achilov, Dumitru și Florea Ionuț, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. La punctul 5, proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren și clădire situat în Slănic Moldova, strada Mihalache Spiridon numărul 24, proprietatea SC Barlinex România S.A. Onești, urmarea constatării stării de clădire neîngrijită. La punctul 6, proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren situat în Slănic Moldova, strada Mihalache Spiridon numărul 25, proprietatea Chiribău Dumitru, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. La punctul 7, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local orașului Slănic Moldova pe o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna ianuarie 2023, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Iar pe lista suplimentară avem la punctul 1, vă rog, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova preotului Ilie Mircea, iar la punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural-artistice ce se vor desfășura în anul 2023. O să supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu? Deci unanimitate. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare din 1 ianuarie 2023 la nivelul orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă... Domnul președinte, dacă îmi permiteți să vă spun bun venit și vă mulțumesc pentru prezență, ședința ordinară, între sărbători, așa a fost că a trebuit să ducem cât mai departe ședința asta, având în vedere timpul necesar pentru pregătirea documentelor, dar și legislația care a apărut privind impozitele și taxele. După cum știm, abia acum este și materialul prezentat, săptămâna trecută s-a pronunțat privind prorogarea modalității de impozitare privind clădiri și terenuri, care aveau ca bază grila de notari. Rămânem pe impozitarea precedentă și atunci a trebuit să facem în modul acesta. Aș vrea să vă spun că primăria Slănic Moldova este într-o situație în care sunt și alte primării, în care au crescut foarte mult cheltuielile cu utilități, cu salarii și alte, mă refer la
salariul minim, care practic, odată cu salariul minim, cresc toate celelalte costuri și de resurse umane, dar în principal utilitățile anul acesta și anul greu prin care am trecut cu război și cu toate celelalte probleme, ne aduce într-o zonă în care nu mai putem menține impozitele, cel puțin impozitele pe clădiri, sunt din 2017 același. Nu le-am crescut, având în vedere că nu am reușit să facem îmbunătățiri substanțiale ale condițiilor de viață ale cetățenilor. Și atunci proiectul de hotărâre este în consens cu creșterile de utilități și de celelalte cheltuieli de funcționare în principal, pentru că noi aici ne referim la cheltuieli de funcționare care nu pot fi susținute din altă parte. După cum știm, banii primiți prin legea bugetului sunt aceiași ca în anul 2022. Asta este motivul principal pentru care am propus această creștere și sper ca dumneavoastră să fiți de acord cu ele. Atât am vrut să spun. Da, mulțumesc. Eu, la domnul președinte. Un moment. Am în urma discuțiilor pe care le-am avut și în comisii și a analizii materialului prezentat pentru impozitele și taxele locale pentru 2023, am o propunere de făcut, amendament, mai bine spus, la punctul 2, la punctul 2, articolul 3, aș dori ca, aș propun pentru calculul așa să se ia la persoanele fizice, pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Eu consider că această taxă este la maximum pe care îl permite legea, așa încât propun reducerea acestui coeficient la un coeficient de 0,16, cât a fost și până acum. Și mai am o propunere la taxa 0,16. Da, și mai am un amendament vis-a-vis de taxa auto la capitolul 4, propunerea ca persoanele care domicilează în orașul Slănic Moldova, care au mai multe de două mașini, să aibă o reducere de 50%. Adică la a doua mașină. Nu plătești. La a doua mașină se reduce în Moldova și are două mașini, plătești numai una. Deci nu putem prinde cu Slănic Moldova pentru că este discriminator. Nu discriminăm, dar atunci cei care au înregistrat. Dacă au două mașini, plătesc 150, cum a spus dumneavoastră mai devreme, și pentru cea de-a doua deloc. Da. Păi da, se reduce cu 50% în ideea că a doua mașină circulă ori cu una, ori cu alta, sau e un avantaj pentru cei care au două mașini, având în vedere că și locuiesc pe raza noastră. Dacă sunteți de acord cu amendamentul pe care eu l-am propus, vă rog să votăm. Da. No. Avem și noi. N-am încheiat punctul. Fără locuiesc. Nu. Am conectat. Da. Pentru persoanele care dețin două sau mai multe autoturisme, reducerea... Da. Supunem la vot amendamentele. Cine este pentru? Nu, stai un pic așa. Stai un moment, trebuie să votăm amendamentul nostru. Păi, după aia facem propunere, n-am încheiat punctul, domnul. Deci, la termen, e făcută propunerea întâi. De ce să... Da, dar nu-i corect să votăm? Nu, propunerea facem tot ce avem de făcut, după care... Păi nu, facem propunere, eu stabilesc. Domnul, când o să fiți dumneavoastră președinte, faceți reguli. Deocamdată am spus așa. Am supus atenție dumneavoastră două amendamente pe care vă rog să le votați sau nu. Dacă nu sunteți de acord, atunci după aceea, dacă aveți doriți să luați cuvântul, vi-l acord conform statutului. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Asta înțelegeți, că vorbesc românește. Ce nu înțelegeți?
Nu înțeleg. Când o să fiu eu președinte... Da, atunci aplicați dumneavoastră regulamentul. Dacă ați venit cu două amendamente, da, îți pare că ar fi normal să venim și noi cu un amendament, după care să le supunem corect, la vot. Dacă dorim, după care suntem de acord să le supunem la vot, da? Nu, aici nu facem fiecare regulă, că doamne, să sunteți prișit. Regula este după regulamentul de funcționare, domnul copil, nu fac eu așa. Să se întâmple nu știu ce și eu trebuie să supun la vot. Vreți dumneavoastră că sunteți președinte. Doamne, nu că sunt eu președinte, astea sunt regulile jocului și astea sunt prevăzute în stat, în organizare. Aveți jocuri? Venim și noi cu amendament să facem, să... Dumneavoastră propuneți, da, ca de la 0,2% cât e coeficientul, coeficientul pe impozit persoane fizice, terenuri și clădiri să se reducă la 0,6. 0,6. Da. Deci asta e propunerea dumneavoastră. Da. Bun. Deci asta vreți să o votăm. Asta e propunerea, amendamentul a făcut pentru noi care suntem consilieri locali și dacă se votează... Păi nu, da, se pare că nu toată lumea a înțeles ce trebuie să votăm. Da. Deci, păi, vă rog să repetați ca să înțeleagă toată lumea. Da, dacă vreți, mai repet. Dacă doriți să faceți un alt amendament sau altă propunere. Da, vă rog, doamna profesor. Da, noi am dorit ca să facem, să rămânem la procentul de 0,13 și să aplice doar inflația de 5,1. Pentru cetățeni. Pentru cetățeni. Anul ăsta, și pentru că este un an foarte, foarte greu, iarna este destul de grea, ne gândim la facturile oamenilor, la cheltuielile care sunt și în primul rând trebuie să ne gândim că media de vârstă a cetățenilor este peste 50 de ani și veniturile lor sunt destul de mici. Măcar cu atât. Și vom vedea anul viitor, strângem cureaua toată lumea și încercăm anul viitor să susținem toate cheltuielile care sunt asupra primăriei. Da, am înțeles. Mulțumesc. Dacă mai dorește altcineva... Vă referiți la inflația de 5,1% care este la 31 martie sau la cea de 15% cât este acum? O, se calculează 2021, da? 5,1%. 2022. 2021. Dacă îmi permiteți să aduc niște clarificări. Conform legislației, inflația este cea pe care Institutul Național o comunică aproximativ în luna martie a fiecărui an. Da. Respectiv, inflația de anul acesta din martie se referă la anul 2021. Da, da, știu. Da. Noi, domnul consilier, domnul viceprimar, a spus foarte clar. La momentul acesta, inflația reală este de 12-15%. Da, mă rog. Bun. Două cifre. La raportat la ce v-am spus, că în 5 ani de zile nu a mărit impozitul. Dacă rămânem cu 5%, 5,1%, cât este inflația, da, asta înseamnă că vom fi în deficit față de inflația actuală cu un procent foarte mare. Deci, încă o dată, n-aș vrea să transformăm această dezbatere în populism. Eu vă spun că sunt un primar responsabil și nu vreau să avem situația pe care am găsit-o eu în primărie cu datorii nu știu câte bugete anuale. Aș vrea să înțelegem cu toții și sper ca și cetățenii să înțeleagă că dacă 5 ani de zile nu am pus nicio creștere la impozitul acesta despre care vorbim acum, care este de altfel cel mai mare impozit pe clădiri, a fost o formă de respect pentru că ne-am descurcat cum ne-am descurcat. Nimeni n-a știut ce o să vină și din nefericire toate acestea se repercutează negativ și asupra primăriei. Cum îi crește factura de curent și gaze la cetățean, așa crește și factura de curent și gaze la primărie. Eu atât am vrut să spun, dumneavoastră veți alege cum... Domnul Pogir, da, eu cred că nu o să fim de acord cu mărirea de taxe și impozite. Și nici cu amendamentele dumneavoastră care vreți să le-ați, imediat ați venit acum cu ele și încercați să mai faceți câte ceva, câte o treabă, dar nu cred că este momentul să se mărească taxele și impozitele, pentru că este o perioadă foarte grea. S-a mărit
prețul la energie, s-a mărit prețul la gaz, s-a mărit prețul la transport, la motorină, la combustibil, la tot. Vor fi zile foarte grele pentru toți cetățenii. În momentul când ne mai ajungem și noi să le mai băgăm mâna în buzunar, să le mărim taxele și impozitele, va fi foarte rău. A doua treabă. În primul rând, eu recunosc așa pentru cetățenii mei, de pe strada mea, am consilier din Cerdac, poate pot să confirme și ei, timp de 2 ani de zile n-am făcut nimic pentru cetățenii care locuiesc în Cerdac. Nu pot să mă întâlnesc cu cetățeanul pe stradă și să-mi spună, domnule, stai așa, nici n-ai făcut nimic, dar în schimb te-ai dus repede și ai ridicat mâna să ne smărească taxele și impozitul. Da. Dacă mai dorește altcineva. Aș vrea să mai fac o completare, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Aș vrea să le reamintesc celor care nu știu că pe Valea Stănicului nu s-a făcut nimic din 1989. Până în 2018, când am reușit să schimb câteva becuri, când nu ai noi. Așa că nu este ceva neobișnuit. Neobișnuit este că există cineva care drămuiește banul ăsta public și reușim să facem niște lucruri. Așa cum ați comentat și acum câteva ședințe că să luăm jos panourile acelea cu torenții, cu nu știu ce, ia ca pot să vă dovedesc că acest proiect este în curs de derulare și pot să fac dovada unui efort care, într-adevăr, a început în 2016. Eu vă asigur că sunt conștient de acest lucru. Mie mi-este mai genant să îi răspund unui cetățean, dar eu îi răspund sincer. Eu nu sunt un primar populist care îi spun că am o baghetă magică. Nu, lăsați-mă, vă rog, să-mi termin ce am de spus, pentru că eu nu v-am întrebat. Eu nu am o baghetă magică să rezolv problemele Stănicului. Toate. Dar eu vă asigur că treptat, treptat le rezolvăm. Și ce este mai important? Responsabilitatea pe care eu vreau să vă transmit la acest moment, să nu aducem primăria în gaură. Asta este responsabilitatea mea. E ușor. Lăsăm haos, lăsăm ca să ce să facem mai departe? Tot cetățeanul va plăti. Pentru că scumpirea de apă și toate celelalte au fost necesare și obligatorii pentru ca să aducem pe linia de plutire niște aspecte. Nu eu vreau să cresc taxa de gunoi, nu eu vreau să cresc prețul la apă, ci nevoia impune să facem acest lucru. Dumneavoastră v-ați poziționat ca de obicei, ca cei mai darnici. Dar cu dărnicia asta, echipa dumneavoastră precedentă, că nu mai este niciunul din echipa respectivă politică, dar partidul a rămas același, a dus primăria Stănii Moldova în situația în care 3 ani a muncit ca să plătesc datoriile moștenite. Responsabilitatea mea mă obligă acum să fac aceste precizări și votul este al dumneavoastră, faceți cum credeți de cuvință. Da, dacă îmi permiteți. Nouă ni se aruncă tot timpul vechea conducere, vechea conducere. Mai nou suntem, mai nouă conducere acum în Consiliul Local. Nu știu ce au făcut cei din vechea conducere. Dar, domnul primar, haideți să vă amintesc așa. Școala de la Cireșoaia. În cât timp s-a făcut, domnul primar? Domnule, noi discutăm cât timp cu ce s-a făcut, domnul consilier. Așa, primul domnul primar, domnul primar, mi-a spus așa că... Este bugetul, da, dar mi-a spus că nu s-a făcut, nu s-a făcut nimic la Stadion Moldova. Dacă mai sunt alte propuneri sau alte discuții vis-a-vis de punctul mărunt. Dacă nu supun la punct amendamentul pe care eu l-am propus din partea grupului PNL, respectiv, ca la calculul impozitului pentru persoanele fizice, în loc de coeficientul de 0,2 prevăzut în proiect, să se ia în calcul 0,16%. Cine este pentru? Împotrivă? 2, 4, 5. Abținem amendamentul. Da. Supun la vot amendamentul pe care l-a făcut doamna consilier Buțan. Leuțan. Păi și spuneți acolo ce a propus doamna Buțan. Spuneți. Este înregistrat, domnul Ainoi. Da, spuneți ce a propus doamna Buțan. Da, este propus ca... Repetația dumneavoastră de ieri, nu? Domnule, eu știu ce să vorbesc, domnule. Nu trebuie să-mi spuneți voastră. Vă rog frumos.
Propunerea, o regulă aici. Da, există reguli aici. Ce reguli? Propunerea, propunerea pe care a făcut-o doamna Buțanu este ca impozitul să rămână la bază coeficientul așa de 0,13. Ce așa? Cineva nu înțelege? La care se aplică inflația. Inflația este obligatorie, nu discutăm. Care este obligatorie? Da, vă rog, impozitul crește, în orice. Vă rog, cine este pentru? Cine vă rog? Colegii sunt împotrivă, să menținem. Abținere? Da, deci 5 voturi. Mulțumesc. A trecut amendamentul PNL-ului până o vet. Da, eu aș vrea să mai spun, dacă îmi permite. Dacă îmi permite. Dacă nu să... Chiar mulțumesc colegilor de la PNL. Eu chiar mulțumesc. Mai există, domnul, îmi dați voie să... Nu, care filmați. Domnul Ainoae, mai am un amendament de discutat? Vreau să-i mulțumesc colegilor PNL, că au fost de acord cu mărirea de impozite și taxe și nu au fost de acord să-l menținem la nivelul anului 2020. Da, mărirea nu consider că e o mărire așa spectaculoasă. Vreți să funcționeze și primăria, vreți să avem și investiții, vreți să asfaltăm, vreți să facem de toate, dar nu mai vrem să... Am înțeles, nu este, erau... Nu sunt de acord cu mulțumirea asta. Nu sunt de acord. Da, da, deci toți de vreți să facem, dar nu vi se pare exagerat. Domnule, am încheiat. Ai fost de acord cu ceva vreodată? Da. Mai era? Amendamentul. Amendamentul pentru, da, pentru punctul cu deținătorii de, la capitolul 4, propunerea ca cei deținători de două sau mai multe mașini să aibă o reducere de 50% la impozitul pe mijloace de transport. Taxa de parcare. Că și avem parcări amenajate. Da, vă rog. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, abține. Abține 5. Da, mulțumesc. Da. Supun la vot punctul numărul 1, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2023, cu cele două amendamente. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 5 împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării temei de proiectare și aprobarea documentației DALI pentru realizarea obiectivului investițional, modernizarea sistemului de iluminat public, alocat prin Sfânt Moldova, județul Bacău, inițiator economist Baciugări, primarul orașului. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să dau niște explicații pentru cei care urmăresc materialul filmat, este vorba de înlocuirea tuturor punctelor de aprindere și a corpurilor de iluminat cu echipamente moderne. Este o finanțare fără ca să ne afecteze pe noi, adică cofinanțarea este zero pe fond de la... Deci 100% de la 100%, ei, primăria nu dă niciun 100% leu? 100% de la ei, primăria plătește doar normal, consultanța tehnică aferent. Cam cât costă, dacă aveți amabilitatea să nu știu pe din afară, dar... Aș putea să vă spun, n-aș vrea să dau cifre eronate, dar este o cheltuială fără de care nu putem. Proiectul are 3 milioane, primăriile au o limită maximă de 3 milioane de RON și în orice caz sub 100 de mii, cred că 60 de mii, 50 de mii, este cheltuiala noastră cu toate studiile și tot ce trebuie făcut în acest sens. În orice caz, ce vreau să vă spun este că am împărțit stănicul pe zona de stațiune și oraș, unde avem nevoie de extindere de rețea și înlocuirea cablurilor subterane, unde iluminatul public trebuie să fie 100% subteran, l-am lăsat pentru etapa următoare, când o să vină culoare de finanțare pe program operațional regional. Acum suntem în culoare de finanțare de reducere cu
Noi am calculat până, adică nu noi, specialiștii au calculat că se va duce până la 40% consumul de energie electrică, dar vom avea și posibilitatea să avem un management al iluminatului public performant, așa cum de altfel își doresc finanțatorii, pentru că ei nu dau banii dacă nu faci reducere și ai managementul de iluminat pus la punct. Adică trebuie să avem la fiecare lampă control. Da, mulțumesc. Întrebare. Avem siguranța că 100% se va implementa acest proiect? Pentru că am mai cheltuit 10.000 de lei și au rămas proiectele așa, undeva, atâtoate. 10.000, 10.000, 10.000. Unde am cheltuit 10.000 și au rămas proiectele așa. Dar câte sunt? Nu, dar dați-mi un exemplu concret. Pentru că eu vă spun că nu sunt. Avem într-adevăr în 2017 un proiect pentru reabilitarea străzilor din Stănii, Moldova, care nu a trecut, dar nu l-am plătit. Parcarea aceasta, suntem, care a zis că o face supra-mătru și am cheltuit, dacă mi-aduc aminte, bun, pentru renovarea acelei clădiri de la Râmnica, pentru renovarea nu știu care, mai deci, se acest proiect este un proiect competitiv. Noi, până nu urcăm în sistemul informatic documentația, nu suntem la în posibilitatea să atragem fonduri. Și atunci, fără să plătim acești bani, nu putem să atragem fonduri. Dar aș vrea să-mi spuneți ce propunere aveți dumneavoastră, să nu mai cheltuim banii ăștia și da, să nu obținem să fonduri? Să facem proiectele sau ceea ce facem, documentația, să fie mult mai bine întocmită, ca să avem șanse mult mai mari de a reuși. Aș fi apreciat dacă ați fi și să faceți și apreciere, pentru că noi în 9 minute s-au epuizat fondurile pe culoarele de finanțare la PNRR, spre exemplu, pe reabilitări de clădiri publice și noi am semnat contractul deja. Da? Avem trei contracte deja semnate pentru atragerea de fonduri. Avem contractul cu clădirea SVSU, avem contractul semnat cu autobuzele și microbuzele electrice, avem contractul semnat cu GIS-ul și urmează celelalte contracte. Aceste realizări ar trebui să fie și... Când le vedem finalizate, felicitările noastre. Bun, încă o dată, fără să joci la loto, n-ai cum să câștigi. Nu este chiar o loterie. Dar nu e bine să riscăm prea mult. Ascultați-mă, nu este o loterie, dar fără să punem aceste documente, care nu sunt puține, uitați, săptămâna asta am muncit, am urcat în sistemul informatic canalizare 78 de milioane de luni. Da? Pentru asta a trebuit să facem. Da? Ne-am urcat, așteptăm și sperăm să primim finanțare. Am primit 32 de milioane de RON pe Angher Salini. Tot vin, dar fără să facem documentele, nu înseamnă că eu îmi doresc. E o aberație să spui că eu mi-aș dori să cheltui niște bani care mi-ar putea fi cheltuiți. Pe PNRR avem unele eligibile la decontare și pe POR din SF-uri. Pe Angher Salini nu avem. Preferat să nu cheltuim 32 de milioane de RON ca să nu rezolvăm problema cu apa în Slănic, de dragul să nu cheltuim 200, 300, nu știu câte, 500 de mii cât o să fie. Oameni, acest, bine ar fi să acest studiu. Păi o să se întâmple, pentru că banii sunt alocați deja, nu putem semna contractul pentru că tocmai vă spuneam în comisii că avem probleme cu studiul geo, avem probleme cu topo, anumite străzi care nu sunt în regulă și trebuie să le refacem cadastrele. Astea sunt probleme inerente, să știți. Cum au fost și alea de la Torenți. Probleme inerente, dacă au fost 18 hotărâri de Consiliul Local necesare ca să începem lucrările pe Torenți. Vă rog să aveți încredere și nu o să iasă toate, dar vă spun că foarte multe o să iasă. Da, vă mulțumesc. Supun la vot punctul numărul 2 de pe ordine de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Împotriva abținerii, nu. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre.
pentru actualizarea geometriei imobilului teren proprietate publică a orașului Slănic Moldova cu numărul de carte funciară 63.035 pentru implementarea obiectivului de investiții, lucrări de intervenție în primă urgență, punerea în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiatori, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt alte discuții, în afară de ceea ce s-a discutat și ați aflat la ședința pe comisii, dacă nu, supun la vot acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținere, nu sunt. Nu mai ridicat, doamna secretar general. Mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren situat în Slănic Moldova, strada Bihalache Spiridon, numărul 39, proprietatea Achilov Dumitru și Florea Ionuț, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă avem discuții vis-a-vis de acest punct. Dacă îmi permite, domnul președinte, următoarele trei puncte au același obiect de activitate. Avem în zona stațiunii, în principal, niște terenuri și clădiri neîngrijite și continuăm acest mod, care s-a dovedit a fi un mod corect și care, practic, obligă proprietarul de teren și de clădire să îl amenajeze. Dacă nu, plătește impozit suplimentar de la 100% la 500% în funcție de gradul de părăginire. Aș vrea să îi asigur pe toți proprietarii că suntem dornici ca dumnealor să investească, să îmbunătățească starea lor, întrucât este neplăcut pentru stațiune și descurajează cumva pe cei care cheltuie bani și se străduiesc să înfrumusețeze, să facă frumoase și clădirile și terenurile. Și atunci, cu această ocazie, aș vrea să apelez și la cetățeni de pe Valea Stănicului, pentru că este obligația noastră de cetățean, în primul rând, dar și legea ne obligă să îngrijim terenurile, clădirile și o apreciere deosebită, pentru că acum de sărbători am văzut foarte frumos înfrumusețat așa casele cu lumini și chiar mă bucur tare mult și este o mândrie când intră turistul pe Valea Stănicului să vadă asemenea lucruri. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc pentru precizare. Supun la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Împotriva abținerii nu avem. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobil, teren și clădire situat în Slănic Moldova, strada Mihalache Spiridon, numărul 24, proprietatea SG Barlinec, România S.A. Onești, urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. Supun la vot acest punct. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul teren situat în Slănic Moldova, strada Mihalache Spiridon, numărul 25, proprietatea Chiribau Dumitru, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită. La fel supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate. Împotriva abținere nu avem. Punctul 7. Nu. Proiectul numărul 1 de pe lista de suplimentări, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova, preotului Ilie Mircea. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, este inițiativa mea, este o formă de respect pentru părintele Ilie Mircea, care a slujit cu devotament și cu eficiență, așa, cu blândețe comunitatea noastră și așa cum am propus și alte persoane să fie cetățean de onoare, consider că părintele Mircea are și îndeplinește toate condițiile ca să fie cetățean de onoare. La momentul acesta, la Slănic Moldova, cetățeni de onoare nu primesc alte gratuități, adică să nu fie interpretat cumva gestul. Este un gest de mare responsabilitate pentru oamenii care contribuie, au contribuit și contribuie la dezvoltarea organizației noastre. O să îl invităm într-un cadru festiv, într-o altă, cu altă ocazie, să-i mânăm placheta. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc pentru precizări. Supun la vot punctul numărul 1 de pe lista suplimentară. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Și punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor cultural artistice ce se vor desfășura în anul 2023.
supun la vot aceste, dacă îmi permiteți să fac o precizare pentru cei care urmăresc materialul filmat. Aceste manifestări se fac din taxa specială pentru că ele în principal deservesc sau sunt pentru, făcute pentru turiști, dar acolo unde nu reușim să acoperim din taxa specială, punem și din alte taxe pe care le încasăm. Respectiv, bugetul este propus un buget mare, dar întotdeauna ținem cont să menținem echilibrul. Din aceste taxe facem și întreținerea și analizele la izvoare, din aceste taxe facem publicațiile de promovare, din aceste taxe organizăm evenimentele și vara și iarna și chiar în ianuarie avem deja două evenimente și din această cauză am propus acum acest proiect de hotărâre pentru ca să putem începe anul în condiții de maximă normalitate. Vă mulțumesc! Da, doamna... Aș propune la acest program să adăugăm un pic și târgul de Crăciun pentru copii. Să ne gândim și la copiii noștri cei mici. Nu este trecut în acest program. Toate orașele din țara asta fac târgul de Crăciun și noi în Slănii Moldova n-am făcut niciodată. Haideți să... Să-l propunem pentru anul viitor, să-l facem și noi. Pentru că copiii noștri se bucură când văd în celelalte localități, dar noi să facem noi aici, pentru noi, pentru localitatea noastră. Nu cred că ar fi eu. Dacă îmi permiteți să vă răspund, așa cum am făcut și în anii trecuți, pe parcursul anului, când au apărut asemenea situații, am venit în Consiliul Local și am suplimentat. Pentru că este deja Crăciunul a trecut. Eu propun ca să ne gândim în, să zicem, septembrie-octombrie, când deja avem o situație cât mai aproape de reală a ceea ce am cheltuit, ceea ce am făcut și vă asigur că o să fiu foarte atent la propunerea dumneavoastră și o să o punem pe program. După cum ați văzut, am fost de acord cu patinoarul și din taxele pe anul viitor am redus cu 75% toate activitățile sportive, culturale, artistice pentru copii. Este o propunere care vine în sensul de a da o atenție mai mare pentru copii. Din păcate, n-au venit locurile de joacă în termen, dar foarte repede, după 1 ianuarie, vor veni și o să le instalăm. Este o prioritate să atragem copii și vom face o mare prioritate. Da, mulțumesc. Supun la vot punctul numărul 2 de pe lista suplimentară. Cine este pentru? Mulțumesc. Și ultimul punct. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănii Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna ianuarie 2023. Vă rog, dacă sunt propuneri. Da, domnul. Pe domnul Sergiu. Domnul Mocanu propune pe domnul Cartințașul Sergiu. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu supun la vot propunerea făcută de domnul consilier Mocan Ligiu, cine este pentru? Toate mulțumesc, împotriva abținerii nu sunt. Înainte de a declara ședința închisă, permiteți-mi să adresez și eu tuturor colegilor, cetățenilor orașului Slănii Moldova, sărbători fericite, sănătate, bucurii și împliniri și să asigurăm că vom face tot ce este posibil pentru bunul mersalul localității și dezvoltarea acesteia. Și dacă îmi permiteți și mie, domnul președinte, că și eu voiam să vă transmit la mulți ani în primul rând dumneavoastră, să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru localitate, pentru că vă implicați cetățenilor și turiștilor noștri la mulți ani. Am mai spus și cu alte ocazii, materiale filmate, dar spun și acum. Și am pregătit pentru fiecare consilier o agendă, un calendar, un pix, cum este normal de altfel și vă rog înainte să
să părăsiți sala, să le luați un gând bun și să dea drumul să fie un an cu sănătate, în primul rând, și cu solidaritate. Pentru că fără să fim uniți în jurul proiectelor noastre și a valorilor noastre, nu o să reușim. La mulți ani și numai bine. Mulțumesc! Să fie pace! Dacă este pace...